Premieră absolută pentru județul nostru, primăria investește pentru prima oară în istoria recentă în unități medicale aflate în subordinea Consiliului Județean. Municipalitatea a aprobat alocarea sumei de 4,5 milioane de lei pentru finanțarea numai puțin de șase proiecte depuse de Spitalul Județean, Spitalul de Psihiatrie și cel de boli pulmonare. Finanțarea se face pe agenda sănătății. Cea mai mare sumă merge către Spitalul Județean, cu patru proiecte finanțate în valoare de 2,7 milioane de lei. Cea mai mare unitate medicală din județ va beneficia de lucrări de modernizare ale blocului operator, lucrări de reparații pentru rețelele de alimentare a fluidelor medicale, pentru tratamentul pacienților cardiaci critici sau lucrări de reparații a instalațiilor electrice. Spitalul de psihiatrie va beneficia de o finanțare de 1 milion de lei, bani cu care se vor face lucrări de modernizare a rețelelor electrice, branșamentelor noi, se va moderniza secția de psihiatrie 5 și vor fi achiziționate echipamente și aparatură medicală. Cu banii primiți de la primărie, Spitalul de pneumoftiziologie va realiza instalație de oxigen și va cumpăra un aparat radiologic mod Mobil. Delicvența juvenilă încă face ravagii în rândul tinerilor din județi, indiferent că vorbim despre mediul rural sau cel urban. Cel mai des întâlnit de fapte antisociale sunt furturi și violența. Ba mai mult a fost înregistrat și un caz de viol. Polițiștii sibieni își propun ca în acest an să ia măsuri și să facă în unitățile de învățământ ample proiecte de combatere a delicvenței. În primele 11 luni ale anului 2021, starea infracțională înregistrată la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu și a zonelor adiacente se caracterizează prin 32 de infracțiuni, 16 înregistrate în unitățile de învățământ din mediul urban și 16 infracțiuni în mediul rural. Pe genuri de infracțiuni acestea sunt clasificate altfel, 18 infracțiuni de loviri sau alte violențe. 5 infracțiuni de furt, 2 infracțiuni de amenințare și câte o infracțiune de act sexual cu un minor, agresiune sexuală, viol, fraudă informatică, purtare abuzivă, port ilegal de obiecte periculoase, respectiv deținere fără drept de materiale pirotehnice. Facem precizarea că infracțiunile de lovire sau alte violențe nu sunt săvârșite de grupări organizate, ci au la bază conflicte spontane individuale și arareori în grup participând două-trei persoane, altercații simple, dar care au degenerat în fapte de agresiune. Când vine vorba despre cauzele care duc la astfel de situații neplăcute, atât în cazul autorităților, cât și în cazul victimelor minori, condițiile generatoare și favorizatoare sunt date de necunoașterea legii, lipsa interesului părinților față de ceea ce fac odraslele lor în timpul școlii, la care se adaugă situația copiilor al căror părinți sunt plecați în străinătate, situația familiilor monoparentale cu venituri mici și educație puțină, pentru a preveni faptele antisociale polițiștii și-au propus să-și facă simțită prezența în școli, să stea de vorbă cu elevii proveniți din categorii sociale defavorizate, să-i pună în temă cu privire la legislația în domeniu și cu modul în care făptașii pot fi trași la răspundere și să facă mai multe campanii de prevenire. Direcția pentru protecția copilului Sibiu continuă să recruteze asistenți maternari. Este nevoie în total de 60 de persoane apte care să practice această meserie. Sunt zeci de copilași care așteaptă să părăsească centrele de plasament și să înceapă o nouă etapă a vieții lor, alături de o persoană de încredere acasă la aceasta, într-un mediu cât mai apropiat climatului unei familii normale. Persoanele care vor să devină asistent maternal profesionist pot obține de la DGASPC statul pentru a practica această meserie. Pentru obținerea documentului au nevoie de capacitate de plină de exercițiu, minim școală gimnazială absolvită, domiciliul pe raza județului Sibiu, un comportament exemplar și o locuință proprie suficient de mare încât să poată oferi găzduire unuia sau mai multor copilași. În cazul familiilor care doresc să devină asistenți maternali, însă au și copii proprii, aceștia trebuie să obțină și consimțământul tuturor membrilor familiei pentru a primi înplasament familial. Nu pot deveni asistenți maternali cei care au condamnări definitive, cei decăzuți din drepturile părintești pentru proprii copii și cei cu boli cronice transmisibile, cei care își doresc să ia acasă copii cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani în schimbul unui loc de muncă stabil pot solicita informații la serviciul management de caz pentru asistență maternală din cadrul DGASPC Sibiu. Alcoolul la volan continuă să dea bătăi de cap polițiștilor rutieri. În doar 24 de ore, aceștia au întocmit dosare penale pentru doi conducători auto prinși băuți și au trimis după gratii un altul. În cazul celui de-al treilea, alcoolemia a fost estimată la valoare de 3 la 1000. La momentul la care a fost depistat de polițiști în trafic, bărbatul cu pricina era atât de băut încât nu a fost capabil să sufle în fiolă. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în cursul zilei de vineri în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. La data de 26 mai, polițiștii postului de poliție Cristian din cadrul secției de poliție rurală Orlat au reținut un bărbat în vârstă de 46 de ani domiciliat în localitatea Cristian, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. În fapt, la data de 21 mai, în jurul orei 22 și 30 de minute, bărbatul ar fi condus un autoturism pe raza localității de domiciliu, în urma opririi de către un echipaj de poliție, constatându-se că șoferul este în stare de ebrietate. Testarea cu aparatul etilotest nu a putut fi realizată din cauza stării conducătorului auto, acesta fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcolemiei în sânge. Dat fiind faptul că rezultatele analizelor probelor recoltate au indicat valori de peste 3 grame per litru alcool pur în sânge, la data de 26 mai, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului în cauză pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente, în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările continuă la nivelul postului de poliție Cristian, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Săliște. Pe DN7, în localitatea Lazaret, polițiștii rutieri au tras pe dreapta șoferul unui tir condus dinspre Vâlcea spre Sibiu. Conducătorul auton, Hunedorean în vârstă de 49 de ani, a fost prins cu alcoolemie de 1,21 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Bărbatului a fost întocmit dosar penal. Aceea soartă a avut-o și un băcăuan, în vârstă de 24 de ani prins în municipiul Sibiu la volanul unei auto Utilitare cu alcoolemie de 1,14. În plus, tânărul nu deținea nici permis de conducere. Imunizarea împotriva SARS-CoV-2 continuă la Sibiu. În ultimele aproape două săptămâni s-au vaccinat peste 340 de persoane. Dintre acestea, 81 au deja trei doze administrate și au optat pentru doza cu numărul 4. Vaccinarea cu cea de-a patra doză a început în țara noastră în data de 16 mai. Această doză post-booster se poate administra doar persoanelor care au câteva luni bune de la ultima vaccinare. Începând din 16 mai, în cabinetele medicilor de familie și centrul de vaccinare stejari se poate efectua la cerere cea de a patra doză de vaccin Pfizer. Pot solicita vaccinarea cu doza 4 a patra persoanele peste 18 ani care au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu trei doze de vaccin de tip RNA mesager. Vaccinarea cu doza 4 -a se poate efectua la minimum 4 luni după efectuarea celei de-a treia doze. Se recomandă efectuarea dozei a patra de vaccin, în special persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani. Conform datelor oferite de către Direcția de Sănătate Publică Sibiu, până vineri dimineața s-au vaccinat 34 de persoane cu prima doză, 88 cu cea de-a doua, 141 cu doza booster și 81 cu cea de-a patra doză. De la începutul campaniei și până în prezent s-au folosit în tot județul aproape 426. 7.000 de, de doze de ser imunizant. Au primit până la acest moment prima doză de vaccin aproximativ 194.000 de persoane, cea de-a doua doză peste 158.000 și cea de-a treia doză aproape 75.000 de sibieni. Atenție șoferi, se anunță un weekend cu razii rutiere. Polițiștii CBN spun că înainte de a trece la amenzi au câteva recomandări pentru cei care își doresc trafic în siguranță. Cei care pleacă la drum lung sunt sfătuiți să verifice starea tehnică a mașinii înaintea călătoriei și să amâne plecarea dacă sunt obosiți, au consumat alcool sau substanțe cu efect halucinogen. Pentru un sfârșit de săptămână în siguranță, în trafic, le reamintim conducătorilor auto să respecte regimul de viteză impus pe tronsonul de drum pe care circulă, să reducă viteza de deplasare în condiții de de carosabil ud de ploaie sau pe drum în curbă cu vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției de deplasare, să păstreze distanța de siguranță față de autovehiculul care se deplasează în față, să se asigure înainte de a pleca în călătorie că sistemele de frânare și iluminare, semnalizare sunt funcționale, să nu se urce la volan după ce în prealabil au consumat băuturi alcoolice și, nu în ultimul rând, să nu conducă în stare avansată de obolă. O categorie expusă din punct de vedere al siguranței în trafic o constituie pietonii, care de cele mai multe ori traversează strada prin loc nepermis și fără să se asigure, provocând accidente de circulație care pot fi evitate cu responsabilitate, atenție și conștiința grijii față de sine. Astfel le reamintim pietonilor că traversarea drumului public se face perpendicular pe axa acestuia numai prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora în localități, pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. Riscă să rămână fără bani în buzunar și chiar fără permis cei care calcă prea tare pe de, la de accelerație, cei care consumă alcool sau droguri la volan, cei care depășesc pe linie continuă, ori nu acordă prioritate pietonilor surpriză de proporții pentru copiii din Sibiu de 1 iunie. Teatrul Gong prezintă în premieră absolută spectacolul Dragoni, cea mai mare instalație interactivă pentru cei mici care a existat vreodată în istoria unității culturale. Spectacolul are la bază un concept realizat de Oana Micu și Bobby Pricop. Actorii noștri lucrează momentan alături de ateliere pentru construcția celui mai mare decor din istoria teatrului Gong. E vorba de o producție semnată de regizorul Bobby Pricop și scenografa Oana Micu. Aceștia recreează un dragon în sala de la etaj și sala studio. E un spectacol itinerant ce îi va motiva pe cei mici să redescopere povești prin interacțiune și plimbări în jurul teatrului. Avantpremiera piesei este programată miercuri de la ora 11 pentru a marca Ziua Internațională a Copilului, construit pe texte de Andrei Dosa într-un ambient sonor creat de Eduard Gabia și folosind instalații interactive programate sub semnătura Miss Dan, spectacolul de la Sibiu propune o experiență itinerantă în în care grupuri formate din câte 10 spectatori vor descoperi în paralel un univers al legendelor, devenind totodată participanți direcți în poveste, alături de Lucia Barbu, Paul Bondane, Daniela Dragomir, Gabriela Mitrea, Raluca Pavel, Eliza Păuna, Raluca Răduca, Ieno Maior Voce, Claudia Benchea, Stella Matioc, Diana Ribana și Alexandra Stoica. Noua producție transformă atât sala de la etaj cât și sala studio a teatrului într-un tur magic ce unește cele două sări într-una singură. Premiera spectacolului va avea loc tot Miercuri de la ora 18. Reprezentația are o durată de 40 de minute și poate fi vizionată de către cei cu vârsta de peste 4 ani.